Pasionat de astronomie și astrofizică, profesorul Marin Bica a înființat primul cerc din județul Bihor, unde copiii puteau afla lucruri despre planete și spațiu. Tot el a coordonat Ani Buni și Lotul Național de Astronomie și Astrofizică, iar elevii îndrumați de el i-au făcut cinste. Au fost medaliați cu aur și argint la Olimpiadele Internaționale. Unul dintre ei este Cristian Lazar, acum masterand al Universității Spațiale Internaționale din Strasbourg. Tânărul a fost cel care a propus numele profesorului său în cea mai recentă campanie de botezare a unui asteroid făcută de Consiliul Consultativ al Generației Spațiale din Austria. Între mine și domnul Marin Bica a fost mai mult decât o relație pur profesională. L-am considerat mereu ca un mentor pentru că știa să îmi dea cele mai bune sfaturi. Chiar și la mine la universitate, la International Space University, s-au bucurat foarte mult de această veste și au început să o promoveze mai departe și în afara României. Asteroidul se află la 300 de milioane de kilometri de pământ și poate fi văzut cu telescopul. Este cel mai frumos mod prin care poate ieși în evidență și se poate răsplăti dăruirea cu care fratele meu a activat în pregătirea elevilor. A fost un profesor foarte bine pregătit profesional, foarte inteligent, care a știut să-și atragă și să-și îndrume elevii spre înalta performanță. Toți cei care l-au cunoscut l-au apreciat foarte mult și copiii l-au iubit foarte mult și simțim lipsa. În semn de apreciere, o stradă din Oradea va purta numele Marin Bica, la fel și laboratorul de fizică al școlii Dacia din Oradea.